aș începe cu o expresie care poate ar fi trebuit să constituie titlul conferinței de presă de astăzi sau subiectul conferinței de presă de astăzi: investițiile în învățământ continuă la Câmpia Turzii. Investițiile în învățământ sunt importante, așa cum sunt și cele în sănătate, și cred că pe acest subiect am mai vorbit. Și vreau să vă dau vestea cea bună că în cursul zilei de ieri, la sediul Agenției de Dezvoltare Regional Nord-Vest, am semnat contractul de finanțare europeană pentru, cu titlul Reabilitarea și modernizarea Colegiului Victor Ungureanu, un proiect de finanțare europeană în valoare de 12.500.000 de lei aproximativ, o valoare în euro de 2.680.000 de euro. Este cel de-al treilea proiect de finanțare europeană pe care, dintre cele 8 depuse până în acest moment, este cel de-al treilea pe care îl semnăm și se alătură celorlalte două, respectiv reabilitarea Liceului Teoretic Pavel Dan și modernizarea infrastructurii de transport public în municipiul Câmpia Turzii. Primul de valoare de aproximativ 500.000 de euro, iar cel de al doilea în valoare de 9 milioane și vreo 200.000 de euro. Proiectul despre care vreau să vă vorbesc astăzi nu vizează doar reabilitarea din punct de vedere termic a Liceului Victor Ungureanu, dar și investiții în procesul de învățământ. Pentru cei care nu știu încă, la Liceul Victor Ungureanu, datorită faptului că acest liceu nu a fost întabulat până în prezent, nici celelalte administrații nu au putut să depună proiecte, fie ele de pe finanțare europeană sau guvernamentală, pentru că, așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, principalul punct care se verifică în momentul depunerii proces este atestarea dreptului de proprietate, adică întabularea imobilului. Am reușit să întabulăm acest imobil, am reușit să scriem acest proiect și, început să vă spun, în acest moment plătim 900 de milioane lei vechi pe lună gazul în lunile de iarnă la acest liceu, tocmai pentru că nu a fost reabilitat niciodată. Lucrările de reabilitare termică a clădirii pe baza acestui proiect vor presupune izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea, și aici o să vreau să citesc pentru că sunt mai multe obiective, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare existente, reparații acoperiș și înlocuire țiglă ceramică, realizare tavan casetat, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, a sistemului de furnizare ape calde de consum, consumul de energie primară urmând a fi asigurat din surse regenerabile, așa încât a fost prevăzut un sistem bazat pe captarea energiei solare, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat aferente clădirii prin înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat de la acest liceu, a celor existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, monitorizarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei de tip șarpantă. Foarte important, reabilitarea și modernizarea clădirii sălii de sport a colegiului prin schimbarea anvelopei termice, instalarea sistemelor alternative de producere energie și lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat a clădirii. Iar în ceea ce privește sistemul de învățământ, vom dota laboratoare de informatică cu 50 de bucăți calculatoare desktop, cu monitor de 22 de inci, cu sistem de operare, din care 25 de bucăți vor fi dotate și cu soft CAD, 20 de bucăți de table interactive pentru dotarea a 20 de săli de clase, sisteme audio-video proiecție pentru sala de festivități, iar pentru atelierele de croitorie existente și funcționale în acest moment în liceu, vom achiziționa 25 de mașini de cusut profesionale, mașini de călcat cu aburi și alte investiții în atelierele școală de la liceu. Apreciez că este o veste bună pentru locuitorii municipiului Câmpia Turzii, cu atât mai mult cu cât majoritatea dintre cetățenii noștri au făcut școala acolo și eu sunt unul dintre cei care au făcut școala Liceul Victor Ungureanu. Mă bucur că am reușit să semnăm acest contract și sper din tot sufletul ca în toamna acestui an, după ce vom avea
proiectul tehnic și discuțiile aferente cu conducerea școlii vis-a-vis de relocarea copiilor fie în școală, fie în alte școli din municipiul nostru pe parcursul derulării lucrărilor. Sper ca la final să avem un liceu tehnologic, așa cum merită să fie liceul Victor Ungureanu. Shooting stars above the city lights.